pretutindeni, suntem din nou în direct alături de dumneavoastră, un doctor pentru dumneavoastră la TVR Internațional. Desigur, vă promitem și de această dată teme de actualitate, de fiecare dată noi teme, desigur, specialiști de marcă din țară și din străinătate care vor răspunde întrebărilor dumneavoastră și foarte multă prevenție, așa cum ne cereați de foarte multe ori. Este o emisiune interactivă, așadar așteptăm întrebările dumneavoastră la numerele de telefon afișate pe ecran. Din acest moment, liniile noastre telefonice sunt deschise. De asemenea, suntem live pe Facebook, pe pagina noastră Un Doctor pentru Dumneavoastră, dar și pe pagina de Facebook a TVR Internațională și nu uitați nici de platforma tvrplus.ro, acolo unde puteți vedea emisiunea noastră live la secțiunea Live TVR Internațional. Vă spuneam în această seară, sigur, teme de actualitate, să scriem de mână și să citim cât mai mult pentru a preveni bolile mentale, fizice sau afective și pe partea a doua călătoriile și sănătatea, prima parte a emisiunii, scrisul de mână și cititul, care sunt foarte importante. Invitata noastră din această seară, dr. Mihaela Viorica Rușitoru, cercetător asociat, Facultatea de Științele Educației din Helsinki, Finlanda. Bună seara și bine ați revenit la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Bună seara și bine v-am regăsit. Vă mulțumim foarte mult și citeam foarte multe statistici și studii. La nivel european și internațional, UNESCO și OCDE avertizează asupra nivelului scăzut al competențelor de bază în scris și citit. Elevii sunt din ce în ce mai dezinteresați de lectură și scris și au dificultăți în fluiditatea lecturii și înțelegerea textelor lungi, iar dacă Montesquieu considera lectura remediul suprem împotriva situațiilor dificile ale vieții, astăzi cercetătorii contemporani spun că lectura e benefică în a preveni depresia și izolarea care pot avea consecințe asupra sănătății. Și vă întreb, care sunt cercetările personale privind, desigur, scrisul de mână și cititul? Într-adevăr, este o temă care este de actualitate și care ne preocupă pe noi cercetătorii. În perioada sejurului în Finlanda am fost invitată să scriu un articol într-o revistă educativă din India pentru a explica câteva motive care să justifice importanța scrisului de mână. Scrisul de mână este important de mai multe motive. În primul rând pentru sănătate. Sănătatea mentală, sănătatea fizică, pentru că evităm durerile articulare, durerile cervicale sau lombare care apar în zilele noastre din ce în ce mai frecvent și la vârste din ce în ce mai tinere. După aceea, scrisul de mână este, scriam în acel articol, este un element de unicitate. În momentul în care scriem de mână, este o prelungire a sinelui, este un element prin care noi ne definim personalitatea și implicit este și un element de diversitate. Există atâtea tipuri de scriere, câte persoane de pe planetă știu să scrie, deci nu scriem niciunul la fel. Scrisul de mână, iarăși, este foarte important în tot ceea ce ține de competențele de alfabetizare, de competențele creative, artistice și, nu în ultimul rând, este și, să spunem, un pod intergenerațional între tineri și vârstnici. Poate fi un plan de salvare pentru omenire în această lume digitală. Iar, pe de altă parte, în ceea ce privește lectura, în calitate de director la Centru de Excelență al grupului Actisia, Club de Lectură din mediul francofon, am realizat un studiu pe cititorii din Franța. Și ceea ce s-a evidențiat acolo era faptul că lectura este foarte importantă pentru cititorii, de exemplu, francezi, ca element de evadare. Deci ne rupem de realitate. 26%. Este totodată un element de relaxare. Mă relaxez citind, 21%, sau învăț prin lectură, 15%, iar la polul opus, descoperire, citesc ca să descoper lucruri noi, 7%, sau citesc doar din pură curiozitate, 3,5%. Deci toate aceste elemente converg spre concluzia că atât scrisul de mână, cât și lectura, mai ales lectura în format tipărit pe hârtie, sunt extraordinar de importante, atât pentru sănătatea mentală, cât și pentru ceea ce noi numim educație și formare de-a lungul întregii vieți.
Ne ajută foarte mult și în memorie. Mă gândesc că beneficii uitate ale scrisului de mână ne ajuta mai mult atunci când luam notițe, scrisul de mână. Memoram chiar din acel moment ceea ce scriam. Și mă gândesc că ați făcut atât studiu în Finlanda, foarte mult despre învățământ și despre educația de acolo, și ați scris și cărți, da. Și acum ați fost mult în Italia. Pentru copii, cât este de important scrisul de mână? Mă refer la partea neurologică, eu știu, dezvoltare psihomotorie, cognitivă. Este foarte important, mai ales pentru copii, și foarte bine este punctat acest aspect. De ce? Pentru că noi apărăm în lume și avem contact cu lumea prin scris și citit. 10-15% din vocabular îl achiziționăm prin lectură. Și scrisul de mână este foarte important la vârste fragede și mai ales scrisul cursiv, deci scrisul cu litere atașate, spre deosebire de scrisul în format digital, în care se folosesc literele de tipar. De ce este important? Pentru că, pe de o parte, la nivel mental, la nivel cerebral, se activează atât această zonă neurosenzorială. Deci noi implicăm degetele atunci când scrie cele trei degete, implicăm brațul care se mișcă, dar totodată, deci este și o dezvoltare a abilităților de motricitate fină pentru copii, ceea ce este foarte important, mai ales la vârstele mici, această motricitate fină, pentru că va ajuta ulterior copilul să dezvolte și capacitățile de lectură, de citit, competențele de expresie orală, expresie scrisă. Și aici, într-adevăr, spre deosebire de scrisul în format electronic, scrisul de mână, pe lângă aceste aspecte care țin de sensibilitatea mentală și de dezvoltarea cognitivă, are și un aspect personal de unicitate. Adică eu, când scriu de mână, de fapt, este o prelungire a sinelui. Scrisul de mână pentru mine este, de fapt, vocea interioară care se exteriorizează prin intermediul acestor gesturi corpului meu. Și atunci specialiștii vorbesc de o memorie a corpului. De aceea este foarte important să scriem de mână, spre deosebire de scrisul la calculator, unde doar apăsăm pe o tastă și apare o literă. Este un gest repetitiv. Pe când atunci când eu scriu, spre exemplu, cuvântul copil, fiecare literă este diferită. Urma pe care o lasă, deci litera pe care brațul meu o lasă atunci când scriu acest cuvânt, este diferită. Și pentru acest motiv se consideră că este important. Și revenind la un alt exemplu, s-au făcut cercetări, spre exemplu, în Franța, dacă luarea de notițe în format scris de mână este mai utilă decât luarea de notițe în format digital. S-au administrat teste la ieșirea studenților din anfiteatru și s-a demonstrat faptul că puținii studenți care mai iau notițe de mână au reținut mult mai bine informațiile și cunoștințele care au fost predate și le-au reținut pe o perioadă mai lungă. Deci este foarte util încă scrisul de mână. În Franța, spre exemplu, este 86% din francezi sunt seduși încă de scrisul de mână, iar 81% din populația franceză încă îl utilizează în viața cotidiană. Și dacă tot vorbim de educație de scris, știu că ați stat foarte pentru o perioadă la Palermo și mergeți acum pe Montessori să vedeți despre ce este vorba cu această Montessori care a invadat lumea educației peste tot. Ce îmi spuneți despre metoda Montessori și competențele de scris și de citit? Eu o văd pe Maria Montessori ca fiind o promotoare a scrisului de mână. De ce? Pentru că este o cercetătoare în educație care a reușit să intuiască pentru vremea respectivă această combinație, această coordonare între vizual și motric. Ceea ce noi acum
avem argumente la nivel cerebral, la nivel mental, prin această imagistică, prin rezonanță magnetică. La vremea respectivă nu exista. Maria Montessori a avut intuiția de a înțelege faptul că este extraordinar de important să asociem ceea ce vedem cu cu mișcările noastre, cu corpul. Atunci când scriem sau citim, scriem de mână sau citim pe hârtie, ce se întâmplă de fapt în creierul nostru? Se realizează o coordonare între vizual, între ceea ce văd și ceea ce scriu. Spre deosebire de scrisul, spre exemplu, pe tabletă sau pe calculator, unde procesul este diferit. De ce? Și aici Maria Montessori are un rol foarte important și poate fi considerată chiar o promotoare a scrisului de mână. Pentru că, la ora actuală, pentru cei care utilizează sau promovează scrisul digital, există o diferență majoră. Eu când scriu la calculator, tastele îmi sunt undeva aici, deci aici îmi este la nivel vizual, eu văd unde sunt degetele, însă privirea nu mai este orientată spre ceea ce eu scriu, așa cum se întâmplă în scrierea de mână, privirea mi este orientată spre ecran. Și atunci se creează o deconectare între vizual și neurosenzorial. Dacă luăm un ITist, chiar nici nu se mai uită la tastatură, absolut deloc, știe foarte bine cum arată tastatura, fără să se mai uite. Evident, deci este în scrisul digital, dacă îl putem numi așa, este vorba de fapt de un act repetitiv care apare doar prin, care utilizează doar procesul de memorie. Însă, în scrierea de mână este un act care se bazează pe identificarea și recunoașterea fiecărei litere, fiecărui cuvânt, și care se realizează prin procesarea altui proces cognitiv, și anume gândirea. Deci este un proces mult mai complex. Și scrierea de mână, ne spun cercetători, este singurul act, gest pe care îl facem și care activează cei doi lobi ai creierului uman. Apar noi grafopedagogie, grafoterapie, da, pe lângă caligrafie, despre ce este vorba? De fapt, sunt tot felul de cercetări care au pus în evidență importanța scrisului de mână. Și acum o serie de cercetători revin la ceea ce numim învățământul tradițional scrisul de mână, care nu este deloc de modă veche. Și în ceea ce privește această grafoterapie, apare din ce în ce mai mult de ce, sau grafoterapie, grafopedagogie. Apare la angajatori, apare în concursurile de admitere, unde candidații sunt solicitați să scrie scrisori manuscrise de mână. Un cercetător celebru, Mark Seifer, a realizat o cercetare pentru a demonstra importanța acestei grafoterapii. Și ce s-a întâmplat de fapt? Persoanele care au făcut parte din acest eșantion au fost solicitate să scrie pe un album în piele, clasic, cu paginile, cu liniuțe, să scrie de 20 de ori pe zi propoziția: voi fi mai îngăduitor. Și doar simplu fapt că au scris de 20 de ori pe zi această propoziție, fără a o conștientiza foarte bine, la sfârșitul cercetării s-a evidențiat faptul că acele persoane au devenit mult mai îngăduitoare, mult mai pline de compasiune, mult mai, mai deschise spre problemele celorlalți. Deci ajută foarte mult această grafoterapie. Deci așadar reușim să imprimăm creierului anumite lucruri. Exact, este o memorie, cum spuneam, o memorie a gestului, o memorie a corpului, o memorie a noastră personală. Atunci scrisul de mână poate facilita cititul? Există, da, o corelație? Da, există o corelație la nivel cerebral, în sensul că cititul, de fapt, este facilitat foarte mult atunci când se verbalizează scrisul, ceea ce scriem de mână. Și există o relație de interdependență între citit și scrisul de mână. Adică cercetările ne arată faptul că atunci când citim și scriem de mână,
concomitent, se realizează niște conexiuni la nivel neurocerebral care sunt extraordinar de mult activate. În ce sens? În sensul că atunci când citim ceea ce am scris de mână, la nivel mental se activează niște zone neurocerebrale care resimt inclusiv tensiunea mișcării pe care o facem atunci când scriem. Și aceste zone se activează doar atunci când concomitent citim și scriem de mână. Cum, haideți să vedem versus citit pe suport de hârtie versus citit pe digital. E foarte important. Da, într-adevăr, în Franța există o, să spunem, iese la modă să se promoveze cititul pe suport hârtie. Sunt la nivel național câțiva cercetători, chiar scriitori, care împărtășesc din experiența lor și care promovează cititul pe hârtie. De ce? Este foarte important să citim pe hârtie pentru că, așa cum explicam, există o corelație între ceea ce noi citim și ceea ce resimțim, spre exemplu. După aceea, este important să citim pe hârtie, spre exemplu, doar pentru a evita oboseala oculară sau pentru a activa, se activează la nivel cerebral, se activează niște zone care atunci când citim pe hârtie sunt mult mai puternic activate decât atunci când citim pe calculator sau pe tabletă. Deci este extraordinar de important pentru a dezvolta creativitatea, pentru a dezvolta concentrarea, învățarea. Și iarăși cercetătorii ne spun, în Franța este un cercetător foarte renumit, Michel Simes, care promovează scrisul pe hârtie. De ce? Pentru că el explică foarte bine. Atunci când scrie, când citim pe hârtie, de fapt ce se întâmplă? Noi ne impregnăm de ceea ce citim. Când citim digital, parcă procesul se oprește. Dar citind pe hârtie, chiar în momentul în care închidem cartea, încă în mintea noastră mai procesăm informațiile, încă suntem impregnați de ceea ce, de ceea ce citim. Și de aceea este important pentru că avem, atunci când citim pe hârtie, avem iarăși această parte neurosenzorială, deci partea vizuală, ochii care văd ceea ce se scrie și partea motrică. Spre exemplu, poate părea banal, dar faptul de a merge să iei o carte dintr-un raft sau să o cumperi de la bibliotecă este iarăși acea motricitate despre care vorbeam la copii, este motricitatea fină. Deci toate astea ne ajută să ne impregnăm de ceea ce citim. Cum stimulăm, eu știu, această motivație pentru copii și tineri de a citi? Cum îi facem pe copii să citească? Eu mă gândeam, poate prin exemplu personal, mă gândeam în primul rând, dar citeam despre o profesoară de la facultatea din București, care spunea despre studenții săi, un veac de singurătate a fost citit de 5 studenți din 140. Timp de 12 ani și la școală și acasă au văzut același lucru, că se poate și fără să citești, contează să iei bacul, să intri, să treci și să iei o diplomă. Și de aceea poate nu mai citesc. Da, într-adevăr este o realitate tristă, dar rămânem încrezători. Aș porni de la ce a spus Socrate, că există o virtute, cunoașterea, și un viciu, ignoranța. Iarăși este o personalitate care spunea, Georges Martin, care spunea că o persoană care a citit, deci un cititor, a trăit 1000 de vieți înainte de a muri. Iar o persoană care n-a citit a trăit o singură viață. Deci este important și, în primul rând, cum îi motivăm pe copii, pe tineri și chiar pe adulți să citească. Cum spuneați, prin exemplu propriu, este foarte important. Exemplu propriu. După aceea, așa cum spuneam, există acești influenceri, poate vor apărea sau sunt deja și în România, scriitori, poeți, cercetători, care să realizeze podcasturi și care să explice
în cuvinte simple, în timp scurt, ceva pe înțelesul publicului larg, cât este de important. După aceea, în primul rând, ca să-i motivăm, trebuie să creăm un ambient pentru lectură. Adică să-i ajutăm pe copii în alegerea cărților, în alegerea genului literar, să amenajăm în casă un colț de lectură. Să, spre exemplu, iarăși ne spun cercetători, este important pentru copii această lectură, este importantă această lectură de competiție. Adică lectura în familie, să citim împreună, adică fiecare citește câte ceva și apoi discutăm, dezbatem. Cum îi mai putem motiva? O altă strategie este să combinăm lectura cu alte competențe, spre exemplu competențele artistice. Dacă știm că un elev este pasionat de animale sau de păsări și citește o carte despre această temă, îl putem motiva să deseneze o pasăre sau o floare sau un animal. Deci sunt tot felul de strategii care pot ajuta. Evident, apoi putem vorbi de caravana literară, de biblioterapie. Deci sunt foarte multe, dar în primul și în primul rând eu merg pe exemplu personal. Sunt de vină, mă gândesc că și rețele de socializare, motoare de căutare, site-uri care au creat dependență pentru tineri, această dependență de tehnologie, și am înțeles că la un moment dat chiar au fost unele dintre ele date în judecată pentru aceste lucruri. Așadar și internetul este vinovat de faptul că nu mai citim. Da, apariția internetului acum este, eu aș spune că este o lacună educativă, în sensul că nu am reușit sau încă nu am reușit să dezvoltăm la copii, la tineri și la fiecare dintre noi acest spirit critic, reflexiv. Am toate aceste instrumente la dispoziție, inclusiv calculatorul, internetul, dar ce fac cu ele? Cum reușesc eu să-mi aleg prioritățile, adică să știu când să folosesc calculatorul, să folosesc internetul și când să merg pe aceste metode tradiționale? Există și o zi a lecturii și a fost de curând, pe 15 februarie, o inițiativă foarte bună. Știu că în Piața Unirii e o surpriză. Călătorii care tranzitează stația de metro Piața Unirii vor avea la dispoziție un raft plin cu cărți, respectiv un fond de carte inițial, care a fost pus la dispoziție de către Biblioteca Metropolitană București și Biblioteca Națională a României. Așadar, e importantă și biblioterapia. Da, într-adevăr. Și biblioterapia, spre exemplu, cel puțin în Franța, este utilizată ca strategie de sensibilizare mentală, în primul și în primul rând. Se folosește pentru tineri, pentru elevi, dar cu predilecție pentru vârstnici. Cum se folosește? Spre exemplu, poate fi caravana literară. Mi-amintesc de un exemplu când am lucrat la Consiliul Europei și aveam o zi de porțile deschise. Unii dintre colegii noștri au decis să fie o carte deschisă. Și deci vizitatorii puteau să-și aleagă o persoană să discute despre experiența profesională, experiența personală. Deci biblioterapia este importantă și ceea ce este remarcabil este faptul că, spre exemplu, atât în Franța cât și în Canada s-au dezvoltat la nivel universitar inclusiv mastere care includ biblioterapia, art-terapia, scrisul de mână în această formare a studenților. Iar la Universitatea din Moncton, spre exemplu, în Canada, cadrele didactice sunt stimulate să scrie de mână. De ce? Pentru că sunt modele pentru elevi și atunci ele, în primul rând, trebuie să scrie de mână. În ce constă această biblioterapie? În primul rând, constă într-o lectură selecționată prealabil, care este completată și combinată ulterior cu aceste ateliere de scrie de mână. Deci avem cele două paliere despre care vorbim. Atât cititul, cât și scrisul de mână. Ce boli pot fi prevenite cu ajutorul scrisului de mână și cititului așadar? Foarte multe, și aici este o întrebare care necesită un răspuns foarte complex. S-au făcut foarte multe cercetări care evidențiază legătura, spre exemplu, dintre lectură și longevitate. Universitatea din Yale a făcut o cercetare și a ajuns la concluzia că dacă citim 30 de minute pe zi, speranța de viață crește cu 17%. După aceea, lectura diminuează stresul, anxietatea, diminuează riscul de Alzheimer cu 2,5%,
Apoi, o altă legătură între stres, anxietate și cum pot fi acestea combătute prin lectură. 6 minute pe zi de lectură sunt suficiente și sunt mai eficiente decât plimbarea, spre exemplu, prin natură sau ascultarea muzicii. O altă cercetare de la Universitatea din Edinburgh a ajuns la concluzia că există o corelație inclusiv între lectură și aceste competențe de scris și citit și competențe aritmetice și statutul social, socioeconomic. S-a realizat un studiu longitudinal pe 35 de ani și s-a demonstrat faptul că persoanele care erau, își dezvoltau permanent aceste competențe, aveau un statut socioeconomic mult mai ridicat. Aveau, durata studiilor era mai lungă, motivația pentru studii era mai profundă. Deci acestea sunt doar câteva exemple care evidențiază cât de important este să citim și să scriem pentru a reduce riscul, pentru a preveni declinul cognitiv, pentru a avea a crește gradul de independență activă, ceea ce numim noi îmbătrânirea activă. O concluzie foarte pe scurt a temei din această seară? Să citim, să scriem de mână cât putem, să oferim, și este simplu, să oferim cadouri, spre exemplu, carnete, calendare, să ținem un jurnal, să scriem un bilețel cu un cuvânt de tandrețe sau lista de cumpărături pe hârtie, să citim în fiecare seară, este foarte important pentru somn. Și haideți să vă atrag și eu către citit, pentru că dr. Mihaela Rușitoru scrie și poezii, citesc foarte puțin. Eminescu are atâtea vieți câte milioane de români l-au citit și are atâtea copilării și tinereți câte mii de suflete l-au trăit. Eminescu-i vlăstar românesc, universul mângâind din așteptări, îl simt aieva și îl glăsuiesc, venind și plecând spre albastrele zări. În limba mea ascult povești, spun rugăciuni și cântece domnești, în limba mea și râd și plâng, doinesc prin voi și peste crâng. Mulțumesc mult pentru prezența la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu foarte mult!